Astăzi vreau să discutăm despre hidroelectrica și despre Salrom. Bine, foarte puțin, pentru că recunosc că nici nu am studiat foarte mult despre Salrom, dar despre hidroelectrica este o companie deținută majoritar de către statul român. O mare parte din ea este deținută de fondul proprietatea și se dorește să se listeze la anul. Mi-a și spus câțiva, bă, dar când discuți despre hidroelectrica, despre listare, despre diverse. Hidroelectrica deține multe hidrocentrale, multe dintre ele sunt chiar pe râul Olt, cel mai mare de pe râurile interioare știu că este pe Lotru, la Ciunget, unde acolo am și avut când eram mai mic, părinții au avut o cabană în zonă și am vizitat centrala aia de 11.000 de ori și era foarte frig în interior și era foarte faină. Are cea mai mare putere, dacă excludem porțile de fier, tot ce ține de Dunăre, pe râurile interioare, aia de la Ciunget era cea mai puternică hidrocentrală. Deci hidrocentralele sunt responsabile pentru o bună parte de producție de curent electric din țară și hidroelectrica este atât producător cât și furnizor de energie. Am și făcut acum că am luat garsoniera din Piața Romană să schimb contractul și o să schimb de la Enel sau unde aveam, o să schimb la hidroelectrica. Pentru că prețul este mult mai bun și mai avantajos, iar cei care vor să stea acolo în chirie, cu siguranță o să dorească să aibă costuri cât mai mici. Și mă gândesc foarte serios să-mi schimb și la locuințele de aici. Adică să schimb și aici, să schimb și la acasă unde locuiesc, să schimb și în drumul taberei, că nu am schimbat nici până acum. Deci aș putea să schimb la 4 locuințe să trec pe hidroelectrica. O să trec acum. Ieri am făcut documentele, adică digital am semnat, vreau să le trimit, semnat digital, aștept să primesc o confirmare și să vedem care e treaba. Deci prețul este mult mai avantajos decât la ceilalți, pentru că ei sunt și furnizori și producători în același timp. Restul sunt doar, în mare parte, doar distribuitori, revânzători, furnizori, nu sunt și producători. Și pentru că a fost nebunie cu prețurile foarte mari la curent electric anul trecut și cred că și anul ăsta foarte mulți consumatori și-au schimbat, în special cei casnici, și-au schimbat de la diversi furnizor la hidroelectrica. Deci este o companie care acum este profitabilă, din cât am citit, mai profitabilă chiar decât nuclear electrica, cel puțin procentual, deci sume foarte frumoase. Știu că într-o perioadă erau în insolvență și au fost în insolvență pentru că a fost cumva condusă prost, au fost contracte proaste, cumva în defavoarea companiei, deși ea avea toate șansele să producă și să fie profitabilă, management păcătos, au fost procese, chestii, au fost chestii nașpa, adică puteți să citiți despre ele online. Aparent multe s-au soluționat, ea este pe profit, nu mai este în insolvență și se dorește să se listeze la bursă. Acum întrebarea este, merită să cumpărăm la bursă sau nu? Depinde la ce preț se va lista, e un risc. Când se listează o companie sau o monedă sau o criptomonedă sau o firmă sau o companie pe bursă, pentru prima dată este un mare risc. Ei dau la un preț, nu știi dacă se duce foarte sus, dacă se stabilizează sau dacă se duce în jos. Că dacă cumpărai, de exemplu, acțiuni la UiPath când s-a listat, de atunci până în prezent a scăzut cred că 70%, dacă nu mai bine. Deci asta cu listările e cu dus și întors. Acum e o companie de stat care produce, e profitabilă, e nevoie de ea, teoretic ar merita cumpărată. La fel cum sunt și celelalte, Nuclear Electrica, OMV Petrom, Romgaz, Transgaz, Transelectrica, Compet, eu știu, alte companii care mai sunt deținute de stat. Dar, fiind condusă de stat, există din nou riscul să fie cândva condusă prost sau să fie diverse interese politice și din ce am auzit de prin bătrâni, în județul Vâlcea sunt multe puncte din astea ale hidroelectrica, pentru că e Oltul, iar pe Olt sunt, nu știu, 30 ceva, nu știu câte sunt de hidrocentrale. Învăța la geografie când eram mic. Deci multe puncte din astea hidro, care nu știu dacă mai sunt sau nu funcționale toate, dar în Vâlcea era o echipă care întrețineau centralele, barajele, curățau periodic, lucrau. Ei când au fost în insolvență au renunțat la foarte multe posturi. Asta ce am auzit și eu de prin bătrâni, adică nu sunt chiar informații 100% confirmate. Iar dacă o să vină vreodată vreo super calamitate, inundație, să se spargă vreun baraj, nu știu cine o să se ocupe de întreținere, management și așa mai departe. Adică e cu semnul întrebării. Acum, să fiu sincer, eu mi-aș băga un pic nasul în hidroelectrică, aș cumpăra. Oricum, dacă cumperi fondul proprietatea, indirect deții și niște hidroelectrica și fondul proprietatea deține acțiuni la multe alte astfel de companii. Nu știu dacă deține chiar 40% din hidroelectrica, să nu confund cu Salrom, că acolo deține 40% fondul proprietatea, că și acolo deține acțiuni. Fondul proprietatea deține acțiuni la OMV, la nuclear, la hidro, care nu e pe bursă, e privat deocamdată, la Salrom, care e sarea țării,
care este exploatată, vândută, consumată și mai departe. Să știți că nu sunt foarte multe țări în Europa, cel puțin, care sunt să fie producători de sare. Puține țări au rezerve mari de sare. Iar asta cu sarea mi se pare interesant, se dorește să se listeze pe bursă. Eu, sincer, o să particip, adică o să cumpăr ceva. Nu să-mi bag mulți bani, nu să intru cu toți banii, nu să risc foarte mult, nu. Să cumpăr ceva, să mă expun. Adică nu știu cât o să fie o acțiune la Hidroelectrica, aș cumpăra de 1000 de euro, Hidroelectrica de 1000 de euro, Salrom, dau un exemplu. Și pe măsură ce evoluează prețul, nu știu, scade, mai iau. Crește, stau cu minte, mai scade, mai iau. Și urmăresc îndeaproape să văd ce se întâmplă. Dacă e super profitabilă, crește, e de bine, se extinde, se dezvoltă, mai cumpărăm. Scade, panică, mai cumpărăm. Știi? Nu m-aș arunca cu o sumă foarte mare când o să se listeze. Acum, repet, nu știu când se listează exact. Ei ziceau că în 2023. Acum, 2023 poate să fie în ianuarie sau poate să fie în decembrie. Poate să fie în 2024. Nu știm exact, dar doresc să o listeze, se pregătesc să listeze. Deci sunt companii interesante, sunt companii care teoretic și practic se folosesc de resursele acestei țări, fie să consumăm noi, fie să exportăm, și teoretic nu prea au cum să iasă în pierdere. Practic, nimic nu este imposibil. Dar ar trebui să fie niște companii stabile, solide, mari, profitabile, care să crească, să genereze dividende, care să fie redistribuite către investitori, și în teorie ar trebui așa 80% să fie o investiție bună. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. E o idee bună inclusiv să ne schimbăm contractele pe Hidroelectrica, cel puțin deocamdată, dacă nu cumva își schimbă politica între timp. Deci de asta am vrut să deschid subiectul. E fain să schimbi acum, mai ales, nu știu, dacă stai la bloc și ai o mașină electrică și tragi o priză că ai garaj subteran și kilowattul te costă 60-70 de bani în loc de 1,20 lei sau 1 leu sau cât e. Nu m-am uitat în contract cât e kilowattul, dar știu că e mult mai ieftin, în jur de 70 de bani. Să scutești 50 de bani, 30 de bani dacă scutești la un kilowatt oră, ori 50-60 de kilowatt cât îți încarci mașina electrică, ai 15 lei pe încărcare extra economie. Dacă aduni, nu știu, 7-8 încărcări pe lună, deja discutăm de cel puțin 80-120 de lei economie pe lună numai la mașina electrică, plus la consumul casnic, plus la eventual la încălzire sau ce consumatori mai există. Deci este interesantă Hidroelectrica atât pentru consumatori, să-ți schimbi acolo contractul, cât și pentru investitori când se va lista. Se dorește să se listeze, o să vedem când se listează, cu ce preț se listează și ce se va întâmpla cu aceste companii. Voi ce părere aveți despre Salrom și Hidroelectrica? Sunt foarte curios dacă participați când se vor lista, dacă credeți că este o investiție, că sunt o investiție bună, că sunt două, care dintre cele două e mai profitabilă, mai interesantă, îmi puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.